Hai, bună dimineața! M-am trezit astăzi, m-a lovit spiritul Crăciunului și am zis așa, să merg cu șoarecul, să o iau, să mergem la un târg de Crăciun, n-am mai fost de când eram mic. E mâncat Bibo mănușile. Și oricuță? Eu mănușile mele prefer la alte. Hai că luăm altele, luăm alte. Nu găsim așa, nu mai găsim așa. Mergem la târgul de Crăciun să simțim spiritul Crăciunului înainte de a veni peste noi de adevărat. Așa m-a trezit eu. Hai, dom-dom să înălțăm, dom-dom să înălțăm. Bimbo, când ne întoarcem de la târgul de Crăciun, te rog, vreau să te găsesc transformată în ren, da? Doare la bască. Haide! Ești supărată? Le-am luat oricum. Haide, nu trage așa. Trebuie să pui... Pâca, pâca, pâca! Hai! Dar bineînțeles, nu mergem singuri, am trecut și pe la vecinul Ghiduș, care sperăm că e acasă și că e gata. Tovarășul Ghiduș s-a mutat lângă noi și acum, na, hai frumos! Hai da, hai da, bă! Alea, alea, alea! Așa stai în casă, îmbrăcat! Așa stai tu? Am vrut să mă la televizor. Da, mai stau așa puțin. Au și ei Bigalu, Bigalu. 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 Bine, asta nu e chiar Bigalu, e un fel de Bigal căluț așa. Este Bigal fake. Bigal căluț. Ora. Hai, mami. Oule, oule. Ăsta e mai săritor decât Bimbo. La nevoie. Sunteți gata? Da. Unu, da, da, doi, nu, hai că e bine. Cât timp ajungem? În 20 de minute. N-am loc. Dar mâncăm numai chestii, ori avea șorici? Da, vreau. Vin fiert? Aoleo, da, vin fiert. Bă, dar e bă, întreb. Dar conduce Simona înapoi. Da. Caros. E șoric, șorici sau șorice? Șoarec. Șorice nu e. Șoarec. E șoric. Încă vom mânca șoarici. Șoarec. Vreau sarmale, sarmale. Fasole. Fasole cu ciolană. Varză călită. Aoleu. Nu îmi place. Mie îmi place varza călită. Ia! Am ajuns la târgul de Crăciun. Mai avem o grămadă de mers pe la el, dar e ok. Sunt aoleu, ce frig este. Aoleu. Haideți. Prietenași, vă așteptăm cu mic, cu mare în prag de sărbătoare. Vreți să fiu sincer cu voi? Mi-e foame tare. Mi-e foame tare. Și problema cea mai mare este că am stat cu gecile pe noi în mașină și ne-am foarte încălzit și acum, unde e bă, întrebi, e un pic rece. Nu ți-e frig, mă? E așa, o puțin mentolat. Mi-am dat mie să țin camera. A, bă, să mă vedeți ce frumos sunt! Ia uite, bă! Hei! Stai așa când curcăm oamenii. Oh. Să trăiți, să trăiți! Ia uite ce frumos e acolo! Yeeey! Da. Yeeey! Ce trecere galbenă de pietoni! Oh, 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 oh. Mâncare! Da, mâncare! Găsesc să-mi iau ceva de pus în cap? Căciulă, da, sigur îți găsesc. Nu, de pisica, nu ești așa cu ceva! Oare putem să plătim cu cardul? Asta este problema. Hai. Mi-a ghețat capul. Nu mai vine că. Uite-l, frumos. Original. Mersi. Plăcere. Uite, m-a zis mersi. Da, vezi, pentru că provo vă întreabă asta. Să zic că mersi. Nu găsesc nimic. Hai să mâncăm, vă rog. Zi mersi, Cristina. Nu-ți mai zic Ștefania când mă superi. Da. Uite, vezi, o zi te rog. A, eu mă întorc. Ce-am luat din. A mie îmi place să stai cu mâna aia în buzunar, adică... Mi-e frig, îmi pare rău. Da. Ia, mă, ce-ți e ăla? O, ai șarpe de pus în cap. Ce e, mă, asta? Unde oare?
Ce îmi place că miroase a vin fiert, a mâncare, a sărbători. Hai. Mi-a căzut și asta. Am făcut pogo, vreți să descom piele? Hortensia? Hortensia? Acum cu ăsta chiar nu ți-a Hortensia. În cazul în care nu te-a prezent, nu așa? M-a prezentat, mă mai numesc doar și Hortensia din punctul de vedere. Zi, tu ești ce cu ăsta. Ce să vă zic? Tu a, ești cu ăsta. Vreau din asetătitură, nu? Nu știu ce este. Mi-e foame, foarte foame. Hai să luăm din asta. Cârnați. Aoleu, cum miroase aici. Bună ziua. Bună ziua. Eu vreau niște cartofi de aia cu... Ha, mă, măliguță, da, se poate plăti cu cardul, asta îmi place. Păi vreau două porții de asta. Dacă... Dacă putem plăti cu cardul, ca așa... Ai ce sărbăluțe? Da. Așa e tochitura. Șoarec, să ieși pentru pachet, la, să ieși la pachet. Asta? Șoarec, da. Să ieși la pachet. Da, astea două. Mă lipit de asta? Stai un pic, pun și cârnăciorile astea ca totul e același. Două, 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 portocalele și mirosul ăsta de mâncare gri, caltaboș, de cârnați, de ce? Ca să nu luăm mai mult. Direct? Crăciun? Eu m-am împodobit, că e prea frig aici. Masa a fost făcută, fetele au gătit foarte bine. Foarte bine. Am ascultat cârnații acolo. Foarte bun acest vin fiert. Ar trebui să-l luăm rețeta, că e foarte, foarte aromat. Ne-am mai încălzit un pic, gata. Vă rog frumos, ajutați-mă și pe mine cu un leu. Un leu? Da. Nu vreți de mâncare? Da, că mănânc. Uitați, doamnă. Poftim. Mâncăm. Uitați, asta este pastramă, nu? Pastramă. Da, prost. Da. Da, uitați și gârnăciorul. Voda proste. Da, păi mănânc cu mama, mâncăm. Foarte bine, doamnă. Și niște murături. Pâine nu mai avem, că am dat-o la o altă persoană. A. Voda rămână, proste, doamnă. Puteți să ne cumpărați și nouă pâine. Și spunem auzi, voda ghiduș, proste. Auzi, ghiduș, ia-și tu, doamna, o pâine. Da. Dă-mi cu aia. Ai găsit și orici? Aoleu. Abia așteptați să vină Crăciunul, nu? Da. Câți ani aveți, doamnă? 43 de ani. Mulți înainte. Și mama 67, stăm la cămin, vă... la Arcom, la domnul Becali. Să vă stăm trăiască mama, să vă bucurați de Crăciun. Mulțumesc și dumneavoastră, la fel, și multă și întreaga sănătate. Familie. Doamne ajută, mulțumim. Copii dacă aveți? N-avem, am deja un copil, dar nu mai... Și întreaga familie, un Crăciun. Poftim, doamnă. Voda proste. Voda proste. Că mâncăm. Ai mama să mâncăm. Sănătate la fel. Multă. Sănătate. Sănătate multă. Ați mâncat aia, doamnă? Am luat-o numai târziu la sala de așteptare, că stau în gara de noi. Doar nepoți și eu. Da, de ce nu mâncați oaie? Nu mănânc, de fel, sunt de la țară, nu-mi place vițel, nu mănânc baie, nu mănânc. Aha. Eu nu mănânc. Aha. Tu mănânci? Nu mi-e nu place, plec angus. Tu mănânci? Astea, oaie? Ei mănâncă toți, dar eu nu mănânc. Na. Mie când era foame mâncam de pe jos. Da, e. Mâncam pâine cu ketchup. Am mâncat, recunosc, am mâncat. Două săptămâni. Pentru cei care nu au înțeles glumița, doamna pe care am filmat-o, a venit să nici are bani. I-am zis că nu avem bani, că am plătit cu carul. I-am dat mâncare și am zis să dăm și pastrama. Și a zis că, aha, edioaie nu mănânc edioaie. Vita argentiniană n-avem. Acum, na. Este foarte, foarte, foarte frig aici, în orașul lui Moș Crăciun din București. Târgul de Crăciun. Moș Crăciun, te super pupicez, Moș Crăciun. Moș Crăciunul! Iuhuhu!
Ce drăguț! Mă nebune șoarică că vrea la căluți. Ce căluți ai văzut, șoarce? A, la roata, la merry-go-round, nu? Uite că mașcă, Simona! Nu mă urc într-un ăla. Ce? Mă dau pe tigru. Hai, dați-vă voi. Pe ce mă tot te dai? Dați-vă voi cu prietenii voștri, că eu vă filmez. Haide, mă, să mergem toți. Dar nu știu dacă aveți voi, mă, că cel țin ghiduș, tu cu... Auzi, ghiduș, tu ești, ești foarte bine clădit. Nu știu dacă... Unde altă da? Hai, rup, Simona! Rup girafa! Haide! Bă! Nu știu dacă-ți dă voi, că să nu rup o girafă de aia. Uite, ți-ai găsit prieteni, bă, mă. Hai, ghiduș, văd poză, nu sta degeaba. Ia uite. Așa mănâncă mie zilele în orice vacanță. Și vor, ea vrea poze, nu știu cum. Hai, șoarci, hai. Foto-l mers. Haide, haide, stă la poză. Se distrează ei, doamne. Așa cum v-am obișnuit, eu sunt un pic mai ursuz și prefer să stau mai liniștit. Las copiii să se distreze, că na. Ia uite că s-au prins luminițele. Luăm niște chiurtor școala. Ai nasul roșu ca Rudolf. Păi am stat numai pe de frig, ia uite s-au prins luminițele. Hai să luăm chiurtor școala. Chiurtoș! Luăm chiurtor școala. Uite cum iese, ia, ia. Nu vrei să-ți încălzești mâinile? Uite ce tare e acolo. Iesle. Aoleu, aoleu. Mergem la iesle, da? Să vedem păstorii. Ia uite ce drăguț. Ia uite. Mie cel mai mult îmi place cum se aud colindele astea aici și... Crăciunul este sărbătoarea mea preferată. Îmi place mai mult decât Paștele. De-aia și-a luat o iubită care e născută de Crăciun. Da, apropo, Ștefania este născută pe 25 decembrie. Mai exact, ea și Iisus. Cine s-a născut în decembrie? Iisus. Nu! Acum mergem să luăm niște chiurtoși, după care plecăm înspre casă, vrem să mâncăm și ceva dulce, că na, vorba aia, mâncat toți cârnații, caltaboi și toate alea. Să mâncăm ceva dulce! Chiurtoș, colac, deși ar trebui să mâncăm cozonac, dar nu... N-am văzut cozonac. Ați văzut interviurile alea? Care e diferența între Crăciun și Paște? Păi odată să mănâncă porc, odată miel, cam atât. Băieții aia care... Băieții aia care se duc la inaugurarea catedralei. Uuu, ce calde! Haide! Un chiurtoș! Mulțumim frumos, rămâna! Mai nu așa se mănâncă. Fără pulă, cum are bună. Ce vrei ții, mă? Curea? Curea, mă. Ha, bă, termină cu prostiile. Curea, mă. Ce dracu? Păi da, fii la căstră, Crăciun. Pleci poate să-mi iau curea, mă. E bun? Nu știu, stai. Dă și mie o gurică. Am mâncat și chiurtoș. O luăm ușor, ușor spre casă, nu mai simt mâinile. Mi-a înghițat nasul. Deci, dacă vreți să veniți aici, vă sugerez să vă îmbrăcați foarte bine pentru că e foarte frig, ca să puteți sta mai mult. Se fac foarte frumos. A venit Crăciunul, gata. Aceștia am fost noi, suntem înfrigurați, dar foarte fericiți că vine Crăciunul. Și mâncam chiurtoș. Ai mâncat, ai făcut cumpărături, ți-ai luat baticul ăsta, te-ai dat în căluți în merry-go-round, ce mai vrei? Nu-ți mai iau cadou. Nu mai iau cadou, gata. Nu uitați să vă abonați,
dați un like, un share, un subscribe, ce vreți voi, abonați, subscribe. Eu trebuie să zic asta. Zi tu, hai. Vă super bine și ne revedem tot aici pe canalul lui de YouTube, dar și pe Instagram, Facebook și Twitter. Nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru toate notificările postărilor lui. Pa! Pa! Dau din suflet, dau din inimă, ca la început. Prin tot ce înseamnă muzică, tu m-ai cunoscut. Dau din suflet pentru sufletele alor mei, ce adăpostesc emoție și dacă vrei. Sunt jumătate înger, jumătate drag, jumătate slab, jumătate smart, jumătate fan, jumătate star. Până și jumătatea mea e jumătate român țigani.